că eu făcut acolo la deal o cățel de fermă și mult vașile și... Dar ferma duce numai atâta cât nu mori de foame. Cine se ocupă în sat? Altă ocupație în sat nu-i fără decât ea ca să molgă câteva vași. Ori e și ăla care are un bar acolo, tot business de 2 capeici. Și așa că în sat n-ai așa un venit ca să trăiești în slavă lui Domnului. Dacă n-ar și creditele, de-am avea, cum sunt ea, că am fost, de exemplu, în România, la excursie cu un grup de fermieri și spun eu că acolo îi mai ajut statul de la noi. Mulți case s-au părăsit. Au murit, nu au rămas nimic. Nu aveam un loc de casă, dar amul a rămas satul pustiu. Bat scânduri în pierești, nu-i nimeni sat. Noi strângem bani să avem ce ne îngropa. Cum de copii zic că atunci hane, că mă ștai eu pilații, nu știu cu săptămâna, cu așa 2 zile și păiale. Înțeleg. Să ne ducă. Știți, uneori îmi vine așa câte un gând să plec. Și apoi peste noapte mă răzgândesc. Mă gândesc, tot e mai bună pâinea la mine acasă. Lângă familia mea, lângă copiii mei, lângă mama mea, care mai este în viață. Dacă nu lucrezi, nu te hrănești. Zi de zi, în fiecare zi, trebuie să muncești ca să scapiți. Și nu e ca la oraș, că ai lucrat de la oră până la oră. De noapte până noapte trebuie să muncești. În rest, ce să spun? De trăit se poate lăsa.